cu un cuvânt, cu da, trebuia să știe, trebuia să știe, era bine să fi știut, sau dacă a știut și au neglijat, dar oare câți dintre noi nu neglijăm, chestia este că au picat în această mare problemă și o să iasă, vor ieși, vor ieși, pentru că așa e viața, azi e soare, azi e enorm în Esenin. Așa e pentru toată lumea. Nu trebuie să ne bucurăm, Doamne ferește, cum să ne bucurăm de necazul omului, niciun caz. Dar nici să neglijăm anumite aspecte. Sunt multe, multe semne de întrebare, semne de întrebare care vor fi elucidate de avocat. Spuneți-i tot, nu uitați, ok? Eu mă mândresc cu voi și vă doresc tot binele de lume și vă rog pe viitor să fiți mai atenți. Mai atenți la tot și la toate. Pentru că nu toți cei care zâmbesc îți vor binele. Ai v-am pupat, o zi bună! Dacă considerați că această pledoarie vă ajută, este interesantă, este de folos, puteți da like-uri, distribuiri, vă aștept cu comentarii, dislike-uri de asemenea. Vă aștept cu comentarii și abonamente și toate cele bune. Hai să ne auzim cu bine și să fim sănătoși și la pungă groși. Mai glumesc și eu. Nu trebuie să stați supărați pentru că da, și asta face parte din viață, dar trebuie să vă fie gândul și să rememorați toate acele întâmplări mai mici sau mai mari care au conlucrat cu acest dar. De unde a venit, când, ce vă amintiți despre el, ce vi s-a spus, vi s-a dat act, nu vi s-a dat, ați neglijat, nu ați neglijat. Toate astea trebuie să coroborate și spuse avocatului, pentru că avocatul, în cunoștință de cauză, va ști exact ce și cum să facă. Lăsați-vă în mâinile unui avocat bun. Oricum, nu-i veți da... nu-i veți da atât, deci avocatului nu o să aibă un onorariu mai mare decât amenda în nicio formă. Stați liniștiți. Exclus. Numai bine, sănătate, v-am pupat. O zi bună.